Sfântă Umana Bulexa, sunt managing director la MSL The Practice, cea mai creativă și cea mai premiată agenție de PR din România. Cariera mea a început ca jurnalist, mai întâi într-o agenție de știri, apoi câțiva ani de zile în televiziune, tot ca reporter de știri, după care mi-am găsit mare pasiune, PR-ul, și deja în ultimii 15 ani, deja am conțuiat, ar zice, sute de companii și de branduri, am lansat produse, am gestionat situații de criză, iar în ultimii ani, ca să ajungem un pic la cursul pe care îl lansăm acum, am lucrat cu foarte, foarte mulți influenceri din România și lumea. Structura este structura clasică a cursurilor de Let's Go, pentru că este una foarte sănătoasă și foarte tehnică. Sunt 12 cursuri cu frecvență săptămânală. Fiecare dintre ele o să îmbine parte de teorie, cu studii de caz, cu discuții libere, cu exemple din afară, nu doar din România. Și mai mult decât atât, o să am alături de mine foarte mulți invitați din tot ceea ce numesc eu spectrul actorilor unei campanii cu influenceri, adică ei în primul rând, deci vom avea la cursuri invitați bloggeri, vloggeri, instagrameri și așa mai departe, după care agențiile de management, adică cei care reprezintă, agențiile de media, pentru că ele se ocupă în general să promoveze conținutul pe care îl creează influencerii, agenții de affiliate marketing și așa mai departe. Cursul are un spectru foarte larg, aș zice eu, de public țintă și chiar sper să ajungem să avem în grupa de cursanți oameni din zone foarte, foarte diferite. Aș începe așa, aproape alfabetic, cu antreprenorii, pentru că ei vin de foarte multe ori și încearcă să afle ori de câte ori mergem pe la evenimente și discutăm despre subiectul ăsta, cum ar putea să facă o companie cu influenceri, la ce îi ajută, care sunt bugetele pe care ar trebui să le cheltuie și așa mai departe. După care, așa cum spuneam mai devreme, oameni din agențiile de media, oameni din agențiile de PR, oameni din agențiile de advertising. În momentul de față, campanii cu influencerii fac foarte, foarte multe agenții din tot spectrul de comunicare. Da? Agențiile de digital, de exemplu. Oamenii din instituții publice, pentru că influencerii pot fi implicați cu succes și în campanii corporate sau în campanii de educare a publicului larg pe diverse subiecte. Oameni din ONG-uri, da? Deci chiar un spectru foarte, foarte larg. Desigur, la acest curs pot să vină și cei care își doresc să devină ei înșiși influencer sau să conteze în domeniul ăsta. Nu o să vă învățăm cum să deveniți influenceri, dar dacă vreți, cursul ăsta o să vă ofere așa un sneak peek, da? O ușă de redeschisă, ca voi să înțelegeți un pic cum gândesc brandurile, cum gândesc companiile, care sunt nevoile lor și la ce se uită în momentul în care își aleg influencerii cu care lucrează. Iar asta este chiar o informație foarte, foarte utilă pentru absolut oricine care vrea să fie influencer. Cursul celor 12 cursuri vom face tot felul de exerciții și de simulări. Vom simula cum scriem un brief corect către influenceri, vom discuta despre cum facem un buget și cum evaluăm dacă primim din partea influencerilor niște cerințe de preț acceptabile sau nu, corecte sau nu. Vom încerca să simulăm situații de criză în relația cu un influencer. Deci vom ajunge să trecem prin foarte, foarte multe topicuri care se întâmplă în viața reală într-o agenție care gestionează astfel de campanii, iar la final, fiecare dintre cursanți va avea de pregătit o temă care, desigur că va însemna o strategie de lucru cu influencerii. Va fi cumva la alegerea fiecăruia, în funcție de nevoile și interesele, în funcție de compania din care vine, de ceea ce se întâmplă acolo, da? Deci nu o să fie o temă unică pentru toată lumea. Dar în principiu, ceea ce vrem să vedem la final este că cele 12 cursuri i-au pregătit pe oameni să facă o campanie deșteaptă, eficientă, pentru brandul respectiv, cu informația pe care au aflat la aceste cursuri.